Peste 100 de specialiști din țară și străinătate vor veni la Suceava săptămâna viitoare. Aceștia vor participa la cea de-a patra ediție a workshopului de tratament minim-invaziv în ischemia critică la piciorul persoanei cu diabet. Evenimentul se va desfășura la Spitalul Județean de Urgență Suceava timp de 2 zile, joi și vineri. Coordonatorul compartimentului de angiografie din cadrul Spitalului Județean Suceava, medicul radiolog intervenționist Mihai Crețeanu, a declarat că evenimentul se bucură de un real succes, dovadă fiind și prezența companiilor care susțin o astfel de manifestare multidisciplinară. Săptămâna viitoare la Suceava vom avea plăcerea să avem peste 100 de participanți, dintre care jumătate și mai bine de jumătate sunt invitați din țară, care și-au exprimat dorința de a fi alături de noi și de a vedea cum reușim să facem o îngrijire în echipă a piciorului persoanei cu diabet. Voi menționa și ne vom bucura de prezența a mai mulți președinți de societăți de profil din domeniul medical, președinții societăților de neuropatie și picior diabetic, a Federației Române de Diabet, a Societății Române de Neuroradiologie și Radiologie Intervențională, pe care îi veți avea în fața dumneavoastră la conferința de presă de săptămâna viitoare. Scopul declarat al evenimentului este de a reuși să realizăm la nivelul sistemului medical românesc un consensus de îngrijire a piciorului persoanei cu diabet, a precizat medicul Mihai Crețeanu Junior. Acest consensus, ca și model, îl avem pe cel italian și prin prezența a 2 speakeri din Grecia, domnul dr. Katsanos, și a unui speaker din Turcia, domnul dr. Akan, care sunt profesioniști în domeniul endovascular și în cadrul echipelor multidisciplinare de îngrijire a piciorului persoanei cu diabet din centrele unde lucrează, din Atena și din Istanbul. Îi vom avea printre noi pentru a ne împărtăși din experiența lor. Evenimentul se va desfășura pe perioada a 2 zile, o zi dedicată în prima parte științei și comunicărilor medicale, în a doua parte fiind cazuri live, așa cum ne-am obișnuit, cazuri live rezolvate în sala de angiografie. Totodată, medicul Mihai Crețeanu a subliniat că noutatea evenimentului o reprezintă prezentarea unui stimulator de tratament, participanții având posibilitatea să se familiarizeze cu modul în care se desfășoară procedurile în cazul tratamentului piciorului persoanei cu diabet. Suntem la a patra ediție, cum spuneam, și ca rezultat a acestor manifestări, în momentul de față suntem la 150 de pacienți tratați în centrul din Suceava, ținând cont că anul trecut, la sfârșitul anului, am avut 117. Se justifică și suportul Spitalului Județean, care ne asigură infrastructura și tot suportul de a organiza acest eveniment și, bineînțeles, colegii din specialitățile înrudite, diabet, nefrologie, cardiologie, neurologie, chirurgie vasculară, chirurgie generală, toți care au înțeles utilitatea metodei și apelează cu încredere la ceea ce putem face. În medie, vârsta pacienților care beneficiază de tratamentul endovascular al piciorului diabetic este de peste 65 de ani. Chiar miercuri dimineața, având loc o astfel de intervenție minim invazivă, fiind realizată în cazul unei paciente în vârstă de 83 de ani.